Apariție neașteptată în Consiliul de Eliminare de la Survivor România. Fanii au crezut că nu văd bine. Mi se pare dubios. Consiliul de Eliminare din prima semifinală Survivor România a avut și un invitat neașteptat. Survivor România 2021 se află la două zile distanță de a afla cine este marele câștigător. Consiliul de Eliminare de joi seara, 8 iulie, a fost unul plin de emoții, tensiuni, dar și lacrimi. Consiliul a fost transmis în direct, iar telespectatorii au observat un detaliu mai puțin obișnuit. Mai exact, o pisică și-a făcut apariția de mai multe ori în platoul de filmare. Fanii au reacționat imediat în secțiunea de comentarii a videoclipului postat pe YouTube. Se pare că este vorba despre o pisică celebră, care și-a făcut de multe ori apariția și în timpul filmărilor pentru Survivor Grecia. Cine a văzut-o umbra de pisică pe perete? Este în minutul 34:08, bai, oameni buni, văd eu bine. Uitați-vă la minutul 33:52 între Maria și Elena, mie mi se pare o pisică acolo. Dacă și voi o vedeți, vă rog să-mi spuneți. Mi se pare dubios o pisică în consiliu, într-adevăr este o pisică. Dacă vă uitați la Survivor Grecia, finala, arată secvente amuzante care s-au întâmplat de-a lungul competiției și apare și această pisică. Figură cu lacrimi de bucurie. Sunt câteva dintre reacțiile fanilor. Semifinală Survivor România. Ce mesaje au transmis ultimii concurenți? Ultimii concurenți rămați la Survivor România sunt mai hotărâți decât oricând să ajungă în marea finală. Zanidache este ultimul faimos care a mai rămas în competiție, alături de Marius Căciun, Maria Chițu și Andrei Dascălu de la Războinici. Zani, mi-am dorit doar să mă exprim și să lupt pentru ceea ce cred eu, chiar dacă sunt 100 înaintea mea. Andrei Dascălu. Am văzut colegi care au cedat psihic. Am rezistat până în acest timp. Mă bucur că n-am aruncat prosopul. Maria Chițu, atunci când simți că nu mai poți, de fapt mai poți puțin. Marius Crăciun. Viața m-a călit și m-a făcut să vin în competiția asta pregătit deja pentru ceea ce se întâmplă și ceea ce am trăit.